De anul viitor, părinții copiilor cu handicap grav sau accentuat vor fi scutiți de plata impozitului pe clădirea de domiciliu și pe terenul aferent acesteia, precum și de plata impozitului pe autoturism. În plus, aceștia vor primi și alte bonificații din partea autorităților locale, care vor putea să dispună pentru părinții copiilor din această categorie alte reduceri de taxe aflate în competența lor. Potrivit declarației deputatei PSD Tamara Ciofu, inițiatoarea amendamentului introdus în codul fiscal, în România sunt peste 43.000 de copii cu handicap grav care nu pot beneficia de scutirile de impozite prevăzute pentru adulții aflați în această situație, dar este evident că sarcina financiară pentru îngrijirea acestor copii îi împovărează pe părinților. Era deci un lucru profund incorrect care trebuia îndreptat, a declarat deputata PSD Tamara Ciofu. Conform statisticilor înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Neamț, în județul nostru sunt 2216 copii care dețin un certificat de handicap valabil. Dintre aceștia, 1302 au un handicap grav, 463 au un handicap accentuat, 447 de copii au un handicap mediu și 7 un handicap ușor. Scutirile de taxe pentru părinții copiilor cu handicap vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, odată cu noul cod fiscal. Cei care care sunt îndreptățiți să beneficieze de aceste scutiri vor trebui să prezinte dosarul copilului cu handicap la Agenția Județeană de Prestații Sociale Neamț pentru scutirea de impozit pe casă, teren și mașină. Pentru scutirea de alte taxe, dosarul trebuie depus la primăria din localitatea unde are domiciliul copilul cu handicap, unde va fi validat de o comisie locală.